Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Se spune că un medic mai în vârstă de la țară, oricine mergea la el să îl consulte, mai întâi îl întreba, ia să-ți văd limba. Asta în ideea dacă nu cumva are roșu în gât sau alte boli apropiate. Prin harul Domnului vom vorbi și noi despre limbă, despre vorbire, despre cuvinte. Vedeți, noi suntem ființe create de Dumnezeu cu posibilitatea de a gândi. Însă, ceea ce noi gândim, putem să exprimăm sau putem să păstrăm pentru noi și tăcem. Am fi putut fi creați de Dumnezeu ca tot ce gândim să fie absolut obligatoriu să transmitem. De asemenea, mai se poate să scrii ceea ce gândești. Poate unii nu pot să vorbească și scriu direct. Dar oricum, de vorbit oamenii vorbesc mai mult decât scriu. Însă întrebarea este, cum vorbim? Se amintește uneori, nu neapărat la biserică, dar în viața de zi cu zi, acel proverb latin, verba volant. Se pare că biblic asta cade. Vorbele nu zboară, rămân undeva până la judecată. Și mai recent se pare că se dovedește că undeva nu unde rămân. Efectul lor sonor se păstrează, așa că, fiind foarte complexă această problemă a vorbirii, foarte multe filiere prin care vrem să trecem vorbirea. Uitați, de exemplu, în Cartea Proverbelor, la capitolul 16, scrie de la versetul 21. De noi de vorbit vorbim, dar cum vorbim, cât vorbim, unde vorbim? La întrebări de genul acesta vrem să răspundem acum. Cine are o inimă înțeleaptă este numit priceput. Dar dulceața buzelor mărește știința. Deci felul în care expui ceea ce vorbești. 23. Cine are o inimă înțeleaptă își arată înțelepciunea când vorbește și mereu se văd învățături noi pe buzele lui. Cuvintele, această formă care ne-a dat-o Dumnezeu să ne exprimăm, dacă sunt prietenoase, sunt ca un faguri de miere, dulci pentru suflet și sănătoase pentru oase. Felul în care vorbim are un efect asupra sufletului și asupra trupului nostru, bineînțeles și asupra Duhului. Și Domnul Iisus spunea în Matei 12, vorbind despre cuvinte, despre vorbele noastre, care mult se vorbește, te doară gura, în Matei 12, de la versetul 36, vă spun că în ziua judecății, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit, căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit, sau altfel spus, la judecată, va fi suficient să ne judece cuvintele ca să declare în dreptul nostru admis sau respins. Apostolul Iacov spunea în epistola sa, în capitolul 3, versetul 2, dacă nu greșește cineva în vorbire. Deci vrem pe parcursul acestui studiu să ne punem puțin la punct ca pe viitor să ne îmbunătățim, nu că în finalul acestui studiu să fim desăvârșiți în vorbire, nici vorbă. Dar să tindem spre desăvârșire. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să-și țină în frâu tot trupul. Aici în gură, pe limbă, aici este cârma, este organul de conducere. În acest proces al vorbirii participă gura, urechile care aud, inclusiv ce vorbim noi, ochii care văd, de exemplu, un scris, inima, mintea, ba și mâinile, dacă e vorba de scris. Iată cinci organe ale omului care participă alături de întreaga ființă, dar ele în mod direct, la procesul acesta de vorbire. Aș vrea să împărțim studiul nostru în două părți. Mai întâi să studiem niște parametri cantitativi ai vorbirii, adică cât să vorbim. Și în a doua parte, parametri calitativi, cum să vorbim. La acești parametri cantitativi, mai întâi, care sunt subiecții vorbirii, adică cu cine vorbim? Uitați, îi spune Domnul Ieremia în Ieremia 1:7. Îl trimite Domnul pe Ieremia să vorbească. Te vei duce la toți aceia la care te voi trimite și vei spune tot ce îți voi porunci. Spus, du-te să vorbești. Dar trebuie să știi mai întâi cu cine se vorbește. Și am enumerat aici 5 subiecți sau 5 destinatari care pot să aibă vorbirea noastră. De exemplu, poți să vorbești cu tine însuți. Dumnezeu a făcut ca noi să auzim ce spunem. Numai o parabolă spune, eu nu mă amintesc întreagă, că oamenii au inventat aparate ca să vorbească unul aici,
și să-l audă altul în altă țară, dar n-au putut inventa un aparat, el este inventat de Dumnezeu, dar nu se ține cont de el. Să le audă urechile și le vorbește gura, urechile aud, inclusiv ce spune gura noastră. Deci poți să vorbești cu tine însuți. Știți că există și expresia aceasta consacrată, zice că vorbește singur. Se poate vorbi singur. Fie bine, fie rău. De exemplu, Isaac ieșise, spune Biblia în Geneza 24:63, se cugete în taină pe câmp. Unii vorbesc singuri mai încet, cugete mai încet, în tăcere. Analizează ce au gândit, fac planuri. Alții vorbesc singuri mai tare. Sau se poate vorbi singur și la rău. De exemplu, acel om din Luca 12, căruia a rodit țarina, 12:17, zicea în sine, ce voi face? Să înțelegea. Probabil n-avea nevastă, că altfel a fost corect să înțeleagă cu ea. Dar așa s-a înțeles singur. Unii chiar pentru că sunt așa singurate și de-aia și de la faptul acesta s-au obișnuit să vorbească singuri. Un alt destinatar al vorbirii noastre poate și trebuie să fie Dumnezeu. Doar Dumnezeu aude ce vorbim și noi putem să ne adresăm Lui. Fie în rugăciune, nu cumva ce trebuie să vorbești cu Dumnezeu, să vorbești cu alții. Știi ce greșeau fariseii? Ei trebuiau rugăciunea să o spui la Dumnezeu și rugăciunea o spuiau în piață, s-o spusau doia din piață. Deci ăștia nu știu la cine să adreseze scrisoarea. Către Dumnezeu și-o citit-o în piață. A spus, tu când vrei să vorbești cu Dumnezeu, du-te în cuie și vorbește numai cu Dumnezeu. De ce vorbești să te audă alții? Încuie ușa după tine, rogă tatălui care este ascuns și tatăl tău care vede ascuns îți va răsplăti. Unii și când vorbesc cu nevasta ar trebui să încuie ușa, poate să aud și alții și n-ar trebui să audă. Deci cu cine vorbești, doar destinatarii să audă. Deci cu Dumnezeu putem vorbi și să ne audă cei din jur, sau dacă intrăm în odăiță mai puțin, dar putem vorbi și să nu ne audă nimeni. Adică să ne audă, dar să nu ne înțeleagă. Apoi putem să vorbim cu o singură persoană. Și de multe ori trebuie să discuți numai cu o persoană, cum spunem noi, în patru ochi, dar nu discuți numai cu ea, sau discuți și cu alții. Greșit. Spunea Domnul Iisus în Matei, capitolul 18, vorbind despre această discuție între patru ochi, două guri și patru urechi, 18:15. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Să știi când trebuie să vorbești numai cu un om. Și spune Biblia în Vechiul Testament, în Maleahii 3:16, că 500 de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Domnul a luat aminte și s-a scris o carte. Apoi, putem să ne adresăm unui grup. De exemplu, sunt lucruri care le discutăm numai în familie. Sau sunt lucruri care le discutăm numai în biserică. Uneori, spunem noi, rămân numai membri pe loc, preterii sunt liberi. Sau le discutăm numai cu colegii la serviciu, sunt secrete de serviciu, care nu sunt date pentru toți. Și fiind aici în Matei 18, spune că dacă nu se rezolvă problema între patru ochi, mai e încă doi. Dar reține doi acum, hai să fie trei, că și la martori merge doi sau trei. Dar acum să nu fie 5-6, ajunge doi sau trei. Apoi unui grup, și anume bisericii. Dar spune că să-l spui lumii? Nu. Și există cea de-a cincea categorie, cea de-a cincea destinație a vorbilor noastre și poate să audă publicul larg. Sunt unii care totuși se adresează sub forma asta. Ei nu au vorbire decât cu toți. Nu știe ce se vorbește numai cu unul, nu știe ce se vorbește numai cu un grup. Ei, dacă le-ai spus lor, ori lor, ori la vreun post de radio. Sunt situații în care trebuie procedat și așa. De exemplu, spunea Domnul, în Matei capitolul 10, de exemplu, Evanghelia trebuie răspândită. Și să spui cuvântul, trebuie să-l audă toți, până la marginea pământului, și-a spus Domnul. Matei 10:27. Ce vă spun eu la întuneric, Domnul mai întâi a instruit pe ei, numai pe ei, voi să spuneți la lumină și ce auziți șoptindu-se la ureche, să propovăduiți de pe acoperișul caselor. Deci nu, sunt lucruri care se discută în casă și lucruri care se spun din vârful casei. Depinde de situație. Și de asemenea, am putea aminti despre Pavel și alți ucenici din Noul Testament, care așa au vorbit, de exemplu spune Biblia în Fapte 19:10 de Pavel, că așa a predicat de toți din Asia a auzit cuvântul. Dar au fost lucruri care le-a păstrat numai pentru biserică. Trecem la al doilea parametru, tot cantitativ. Timpul. Când trebuie să vorbim? Pentru că spune Biblia în Eclesiastul 3:7 că vorbirea așa are vremea ei. Unii vorbesc prin somn. Și ce spun ceilalți? Asta nu e la loc.
Dar nu când dorm oamenii în cazul să vorbească. Deci are vorbirea o vreme. Și din punct de vedere al timpului, poți să vorbești înainte de vreme, poți să vorbești la timp și prea târziu, după aceea. Sunt unii care vorbesc înainte de vreme, adică pripit. Citim în Eclesiast capitolul 5. Unii care sunt mai harnici la gură, măcar că Iacov spune că să fim atenți, să vedem dacă e cazul să vorbim sau nu. Dacă Petru, de exemplu, aștepta până să audă mai întâi cocoșul cântând, scăpa de lepădare, că i-a spus că se lapă de înainte a cânta cocoșul. Dar au cântat el mai repede ca cocoșul. Și atunci e o problemă. Eclesiast capitolul 5, versetul 2. Nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite. Uneori ne scăpăm. Și de multe ori, când rostim pripit, o facem înainte de a gândi. Deci nu-i numai baiu că rostim înainte de a fi vremea. Vorbim de cineva înainte de a sosi el și asta e înainte de vreme. Dar-i bai că vorbim înainte de vreme, înainte de a gândi. A spus că noi suntem o ființă care suntem destinați să gândim și apoi să vorbim. Sau dacă e cazul să tăcem. Și versetul 6, nu lăsa gura să te bagi în păcat. Ține de ea. Și nu zici înainte trimiște Dumnezeu, m-am pripit. Noi imediat spunem, pardon, scuze. Și uneori ne ținem la gură. E bine să nu lăsăm gura înainte, că după aia te poți ține de ea după ce a ieșit afară cineva, poți să încui ușa de două ori. Dacă n-ai încuiat-o până n-ai ieșit, ce folos să încui după aia? Domnul Iisus, ca unul care a vorbit, vom vedea noi în final, doar la timp, spunea ucenicilor în Ioan 16:12. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. De exemplu, avem copii. Poți să discuți cu copiii mici niște chestiuni de familie? Înseamnă să le abordezi înainte de vreme. Sau este un examen. Ar fi cazul să spună subiectele înainte de vreme? Nu, până vine timpul și se anunță la ora cu tare, atunci se anunță subiectele. Deci să nu vorbim înainte de vreme că e rău. Dacă vorbim la timp, spune Biblia în Cartea Proverbelor, în capitolul 25, ce interesant și ce frumos este dacă o facem la timpul potrivit. 25:11. Un cuvânt spus la vremea potrivită, și am spus că vorbirea așa de vreme ei, este ca niște mere de aur într-un coșuleț de argint. Atât de frumos dacă e pus la locul lui și la vremea lui. Atunci când e nevoie de el. Dar nici să ne așteptăm până trece cineva, nu-i duși flori și îi umpli mormântul după aceea. Când trece omul pe lângă tine, dă-i bună dimineața. Vrei să zici după ce a trecut? Pentru că se poate uneori să vorbim prea târziu. Și asta nu mai are farmec. Știți că în Matei 25, acolo când este vorba de cele 10 fecioare, cele 5 care au rămas afară, au început să bată la ușă și au spus, deschide-ne, dă-ne drumul. Prea târziu au pus problema asta. Dar dacă zicea mai înainte un pic, lasă-ne înăuntru, era bună atunci întrebarea? Era bună. Apoi este un alt aspect, în ăsta vreau să-l citim. În numer 30 era o reglementare în Vechiul Testament. Dacă o soție, de exemplu, lua o juruință și spunea, să zicem, dau atâția bani la un sărac. Și venea bărbatul acasă și ea spunea, uite, am fost într-un moment în care mi-a fost sensibilizată inima de o sărăcie ce am văzut-o și vreau să dau atâția bani. Dacă bărbatul nu zicea nimic, ea trebuia să dea, juruința îi rămânea valabilă. Dacă bărbatul zicea, nu te las, ea nu era vinovată înaintea Domnului. Dar spune aici în 30, versetul 15, dacă nu le primește, după ce a trecut ziua în care a aflat, va fi vinovat de păcatul nevestei lui. Dacă mâine zice bărbatul, nu te las, dar n-a vorbit astăzi când trebuia să vorbească, e el vinovat. Că ea nu mai poate să dea, că pungă la bărbat și nu o lasă, să zicem. Deci dacă vorbea la timp în ziua aia, nu era vinovată nici nevasta, nici el. Dar dacă vorbește mâine, ce să-i face? E prea târziu. Deci atât în problemele vieții, cât și în problemele de mântuire, trebuie să vorbim la timp. Domnul să ne ajute. Un alt parametru cantitativ, și anume cantitatea numerică a vorbilor. Câte vorbe să spui? Evreii au un dicton al lor. Dacă ce vrei să spui, vrei să spui în 20 de vorbe, dar asta s-ar putea spune și în două, caută-le mai întâi și spune-le pe alea, că-s mai ușor de ținut minte. Cât privește vorbele, spunea cineva că dacă am pune o taxă și imposte pe vorbe, am ridicat economia. Că de astea sunt cele mai multe. În privința aceasta, poate să fie tăcere, vorbe puține sau vorbe multe.
Ați încercat vreodată să numărați vorbele într-o zi? Pe glob s-au făcut statistici, din cât știu eu japonezii cei mai vorbăreți. Dar asta diferă, poate careva să-i întreacă. Deci putem să tăcem, să vorbim puțin sau mult. Hai să ne uităm puțin la tăcere. Psalmul 39. Asta spune David. Ziceam, voi veghea asupra căilor mele, să înțelegea cu el, ca să nu păcătuiesc cu limba. Îmi voi pune frâu gurii. La gură trebuie să fie frâu. Nu-i voie să umbli cu gura fără frâne, după cum nu-i voie să pleci cu mașina de pe loc fără frâne. Mașina are neacapacitate să meargă, îmi spun copiii mei la bord, zice, tată, dar așa îi scrie că poți să mergi cu 200 la oră. Măi, eu fi scriind acolo, dar eu am aici manete, pedale, așa și la gură. Păi poți să te duci cât te ține capul, până zboară creierii să vorbești, să nu te întreacă nimeni. Dar are frâu, cât să vorbească? Am stămut în tăcere, am tăcut, măcar că eram nenorocit și totuși durerea mea nu era mai puțin mare. Sunt momente, în mod special în ispite, când vine satana și cu microfonul la guruță la tine, zi, înregistrează și la tata sus în cer, auzi ce-o zis, ăsta e a tău, copilul. Taci din gură, taci din gură, lasă-și uzeze benzile, lasă-i meargă castofoanele în gol și nu vorbi atunci, nu-i cazul. Când iese satan și vrea neapărat să vorbești sau sub ispită, sub o tensiune, veghează asupra căilor tale. Nu după aia să fii nevoie să duci după limbă și să iasă rău. Deci mai bine taci. Și mai este un aspect în a nu vorbi, în a tăcea uneori, Proverbe 24:29. Sunt unii, și se spune despre ei așa, oameni buni, dați răi de gură. Ei bai cu ăștia. Ăștia nu fac, dar din gură zice, fac așa, îl reclam, îi iau, îi fac, știi? Dar nu face, dar s-a obișnuit numai să vorbească așa. Auzi ce spune aici? Nu zice, cum am făcut așa, îi fac și eu, îi răsplătesc după faptele lui. Nu că îi faci, dar nu zice că îi faci. În Fapte 4:32 scrie acolo, niciunul nu zicea că averile sunt ale lui, că putea unul să spună, eu am dat, dar să se laude, dar s-a mele, că eu am dat mai mult ca toți. Măi, nu zice. Deci nu numai că nu faci. Așa sunt unii care spune că eu nu fac cum zic, numai așa îmi place mie să zic. Nu zice, nu zice că-i faci așa și că faci așa. Taci din gură. Adică vrei să zici că faci rău? Păi diavolul imediat în fața ta și te înregistrează când zici că faci rău. Și binele, Biblia te îndeamnă să nu faci juruințe pripite că-l faci. Dar de cum să te lau să spui că fac eu rău? Cum mi-o făcut, așa-i fac. Deci nici dacă ți-a făcut cineva bine, nici rău, nu te lăuda că-i faci. Nici după aia nu-i bine să te lauzi că ai făcut. Dacă ai făcut rău, ce mai stai? Lauzi cu o prostie? Și dacă ai făcut bine să-ți pierzi răsplat? Deci nu spune nici înainte, nici înapoi. Dacă trebuie numai făcut, fă-l și taci. Acolo trebuie să muncească mâinile, nu gura. Apoi, vorbe puține. Aici ne este recomandabil tuturor 1 Corinteni 14:19. Dar în biserică, voiesc mai bine să spun 5 cuvinte înțelese. Zicem noi uneori că dăm câte un îndemn la rugăciune. Și zicem că e scurt, nu? Dar uneori să fac 5 minute, nu știu dacă am înțeles vreodată cum or fi alea un îndemn de 5 cuvinte numai. Până acolo de concentrat și de puține cuvinte vroia Pavel să fie și dacă-s numai 5. 5 cuvinte înțelese. Dar alea 5 să le țină minte, deci se numără cuvintele. O numărătoare a cuvintelor trebuie uneori să ne marcheze. Mai citim și din Cartea Proverbelor 17:10. De ce e indicat să fie puține cuvinte? O mustrare pătrunde mai mult pe omul priceput decât 100 de lovituri pe cel nebun. Deci cei de priceput să pricepe de vorbă puțină. Biblia îți dă posibilitatea, 2-3, după a doua îndemn, mustrare, învățătură, potolește-te. Că cine dă 100 de lovituri, nu știu dacă le poți da în tăcere. De regulă bătaia e și cu exprimare verbală, când se face. De aceea este indicat mai puțin, mai înțelept, mai înțeles. Și am spus noi că dacă vorbim la vreme și vorbim și puțin, auzi ce spune o foaie în urmă, 15:23. Omul are bucurie să dea un răspuns cu gura lui. Așa ne place nouă să vorbim. Mai cu seamă când cineva pune o întrebare și tu ai răspunsul sau ai rezolvarea la o problemă. Și ce bună este o vorbă spusă la vreme potrivită. De ce nu spune aici? Și ce bună este o poveste spusă la vreme potrivită. Poate e bună și povestea. Dar vreau să spună că vorbe trebuie să fie mai puține. Poate o vorbă. Vă spun eu o vorbă care e bună la vreme potrivită, câte un amin prin biserică. Numai unuța, hai. Sau câte un aleluia. Numai câte unuța scoateți. De-a din astea care trebuie câte una
și la locul ei, astea n-avem. Dar altele, ne la loc și multe, plin bagajul. Câte una și bună și unde trebuie, amin. Cam așa ceva. Apoi există cealaltă situație, vorbe multe, ceea ce nu este recomandat de Scriptură. Uitați ce spune în 10 cu 19 proverbe. Cine vorbește mult, și dacă aș pune aici un semn la întrebării, ar trebui să ridicăm mulți câte două dești în sus. Cine vorbește mult? Eu. Cine vorbește mult, nu se poate să nu păcătuiască. Dar cine își ține buzele, adică îi funcționează frânele, este un om chibzuit. Deci este indicat vorbirea să fie cât mai puțin, nu mult, apoi puțin mai încolo, 10 cu 14 Eclesiastul, nebunul spune o mulțime de vorbe. Deci mulțimea vorbelor este asociată în Biblie cu nebunia. Știți ce spune în Proverbe 9 despre nebunie? Că e o femeie gălăjioasă. O femeie gălăjioasă. Nebunul spune o mulțime de vorbe, măcar că nu știe ce se va întâmpla și spune mai jos că obosește drumul celui ce-l aude. Că dacă ți explică unul care e nebun, mai tare te încurcă ca și cum te-ar fi lăsat, așa cum a fost tu de la început, cu ignoranța ta chiar, cu neștiința ta. Totuși, Biblia, măcar că, uitați, și Noul Testament spune, mă adaug un verset, chiar e vorba la lucrurile sfinte. Când vă rugați să nu bolboroseți aceleași vorbe ca păgânii, cărora se pare că dacă spun o mulțime vorbe, vor fi ascultați. Deci, nu mulțimea cuvintelor, nici în rugăciune, nici în predică nu este valoroasă dacă e numai mulțime. Totuși, uneori Biblia ne lasă posibilitatea să vorbim chiar mult. Însă, vom vedea în ce condiții. În Fapte 2 cu 40 și cu multe alte cuvinte, îi îndemna, mărturisea și zicea. Apoi, citim despre Apostolul Pavel. Cum a predicat el, 20:11, după ce s-a suit sus, aflând pâinea cinat și a mai vorbit multă vreme până la ziua. Când a folosit Petru multe cuvinte și Pavel? Petru în ziua când a fost umplut de Duhul Sfânt. Pavel atunci când a înviat un mort, când puterea Domnului era peste el. Poți să vorbești atât de mult în măsura cât ești plin de Duh. Că astea spui numai lucruri bune. Dacă ești plin de Duh, spuneam noi la vremea cuvenită că cei plini de Duh prorocesc din oficiu. Când ești plin de Duh, poți să vorbești într-una că nu păcătuiești. Dacă când sunt amestecate, și bile albe și negre, nu știi ce iese din urnă. E albă, e neagră. Dar dacă ești plin de Duh, poți vorbi mult. Deci într-o stare și în rugăciune atunci. Dar altfel spune că nu știm cum să ne rugăm. Deci în măsura în care suntem cuplați cu Dumnezeu sub călăuzirea sa, doar în așa măsură se poate vorbi. De aceea este indicat și slujbă să faci în măsura în care ești plin. Când ești ispitit, să taci. Deci cu cât e mai multă fire, redusă la tăcere, liniște. Când se umple Duhul și știm că Dumnezeu lucrează, atunci să ne dăm drumul și Domnul să ne călăuzească. Amin. Un ultim aspect cantitativ, și anume volumul vorbelor. Vedeți? Dumnezeu așa ne-a reglat. Putea să ne regleze, să blocheze volumul. Și eu să pot vorbi numai așa. Dar eu pot să vorbesc și mai încet și nu vreau să strâng acum la dumneavoastră că m-aș contrazice singur cu ceea ce spun. Deci noi putem să dăm volumul mai încet sau putem să dăm mai tare, cum sunt muzicile astea nebunești acum. Casetofoanele rezistă. Să ne uităm la aceste stări ale volumului. Omul poate vorbi șoaptă și poate răgni. Poate să o facă. Unii pot să o facă până regușesc. Ce privește vorbirea în șoaptă, mă amintesc un caz din Vechiul Testament. A murit copilul lui David, primul din relația sa cu Batșeba. 2 Samuel 12 cu 19. Și a văzut el că oamenii vorbeau în șoaptă. De exemplu, când este o stare de boală sau o situație de criză, moare cineva. Ei cauză să strigi de la balcon, bă, a murit bărbatul lui vecina. Ce spun oamenii? Nu-i la rogă, nu-i regulă cu el. Sunt lucruri care trebuie vorbite în șoaptă. De exemplu, cineva doarme. Trebuie să vorbești în șoaptă. Ai o problemă, să discuți cu un frate de lângă tine. Spui ceva. Că unii spune în Romani 1 că șoptitori. Și la școală copiii mai pot să șoptească, nu? Asta nu strigă tare, că îi prinde profesorul.
Știți despre Domnul Iisus în Ioan 7:12, spune acolo că noroadele vorbeau tare mult în șoaptă, despre el n-aveau curaj în față. Deci sunt lucruri care trebuie vorbit în șoaptă, că nu-i cazul să deranjezi pe cei din jur, să-i jignești. Dar nu să vorbești în șoaptă că nu vrei să te audă, dar normal, adevărul ar fi că trebuie să audă. Deci să vorbești în șoaptă ca să audă numai cine trebuie, dar în sens real, nu în sens negativ. Apoi, se poate vorbi normal, le spun eu copiilor la rugăciune. Odată au fost mai multe clase de copii și făceau călăgie. Și odată nu m-am zis, ne rugăm, liniște de mormânt. Dar ne rugăm, predicăm cu voce normală. Sunt uneori situații când intensitatea cuvintelor crește, alteori când trebuie să scadă, dar în mod normal. Sau cel puțin la plecare, la pornire, trebuie să o facem asta cu voce normală. S-a dus Petru în casa lui Corneliu și citim în Fapte capitolul 10:27 și vorbind cu el a intrat în casă. Eu cred că a vorbit normal și când a început predica, versetul 34, atunci pentru a început să vorbească, nu spune aici, și a început să strige la ei. A început să vorbească. Eu cred că în mod normal. Sunt situații în care este nevoie de ceva accentuat, dar trebuie să vorbim în mod normal. Și sunt situații în care trebuie să strigăm. Și strigatul e ca și vorbit în șoaptă. Este strigare bună și este strigare rea. Știți când trebuie să strigăm? Când cineva e departe de noi. Că Dumnezeu nu ne-a făcut pe toți cu telefoane mobile la noi. Și atunci e cineva mai departe și trebuie să strigi. Să te audă. Mai cu seamă cum erau mai de mult oamenii pe dealuri sau cum sunt și acum. Tu strigau, n-aveau stații de amplificare și strigau. Uitați, eu vă dau un caz bun. În Judecător, capitolul 9, Iotam s-a urcat undeva pe un vârf de deal. Judecător 9:7 s-a așezat pe vârful muntelui și le-a strigat cu glas tare. Dacă vorbea de pe munte în șoaptă, ce s-alegea? N-avea niciun rost să vorbească de pe munte în șoaptă. El trebuia să strige atunci cu voce tare. Însă sunt situații când unii strigă cu voce tare, nu că n-audă aia de lângă ei, ci că vor să-i asorzească, sau probabil altceva vor, nu știu. Dar strigă cu voce tare. Poți să strigi când nu te aude cu cine vorbești, dar nu când te aude și spune mai încet, când ne-au ce alții. Eu vă dau un caz din Biblie, când cineva strigă, nu cum trebuia, și chiar a fost rugat, mai nu strigă. Dar el nici vorbă. Atunci, numai să vedeți cum a strigat. Citim în Isaia 36. Nu era un om bolnav mental, era un om de stat, un general. Isaia 36:11, vorbește robilor tăi în limba aramaică, fiindcă o înțelegem, nu ne vorbi în limba evrească în auzul poporului care stă pe zid. Versul 13, apoi Rabșache, când a văzut că au zis să spună mai încet și că în altă limbă, ca să nu înțeleagă și să-i dezorienteze, apoi Rabșache a înaintat și a strigat cu toată puterea lui. M-am gândit ce tare o fi strigat, măi. Să-l audă ăștia de pe zid. Eu spun, măi, ta, vorbește normal. Ăștia atunci au strigat să audă toți. Deci să vedem când trebuie strigat. Să audă, nu să-i asurzim, că și urechile astea au o anumită rezistență. Când e perceput sunetul, redu-tu volumul, că de volum vorbim acum. Asta e bine când ne mai reduc frații din volum, da, așa? În societate. Să știm noi la cât să reglăm volumul. Să trecem acum la parametrii calitativi. Mai întâi, necesitatea vorbirii. Spune Biblia în Efeseni 4:29, niciun cuvânt străcat să nu vă iasă din gură. Nu mai spune aici că strâși tare sau că strâși încet, ci unul bun pentru zidire după cum e nevoie ca să dea harul celor ce-l aud. Deci să ne filtrăm, de acum sunt mai exigente acești parametri. Trebuie să vorbești asta. Sau numai neapărat vrei să te afli în treabă, cum se și spune. E necesar să spui asta sau nu e necesar? E nevoie? Trebuie să audă cel în cauză? Mie mi s-a întâmplat, eu mă iau pe mine, eu cred că și dumneavoastră. Îți spun unii câte o poveste care când o începe, deja ești mai obosit ca la alta când deja e terminată. Și parcă nu mai gata. Și nu trebuie să spună asta, dar el spune. Deci trebuie să spui sau nu trebuie. Uitați, sunt lucruri care nu trebuie. Obadia 1:12. Îi impută Dumnezeu la Esau că a vorbit ce nu trebuia. Poate cineva bolnav și imediat comentăm. Sau poate vorbim pe seama lui nu știu cui. Măi, trebuie neapărat să vorbești. Asta e nevoie? Sau vorbești numai așa? Vedeți cât se vorbește în lumea asta de pierdere de vreme. Știți, unii condamnă pe cei din Parlament că
se ceartă acolo și vorbesc cu treabă sau fără treabă. Măi, măcar aia e treaba lor și după aia și au banii, după povestea aia de acolo. Dar câți mai discută, deci vine și zici că n-avem numai vreo 400 și ceva de parlamentari, zici că avem nu știu câte milioane. Că tot că aia povestesc. Dar e treaba lor? Nu. O bate unul cu 12. Și au zis, spune aici, partea a doua. Și nu trebuia să vorbești cu semeție în ziua strâmtorării. Deci nici n-a vorbit la timp, nici n-a vorbit cum trebuie. Și nu trebuia să o fac. Apoi, asta poate pentru bărbați. N-a vorbit ce nu trebuia. Avem unul și pentru femei. 1 Timotei 5 cu 13. Totodată se deprind să umble fără nicio treabă, din casă în casă. Nu numai că sunt leneși, dar sunt și limbute și... Deci, și limba lor e lungă și se pricepe alții să-i trag de limbă. Și limbute și scoditoare. Și vorbesc ce nu trebuie vorbit. Doamne, scapă-ne de ce nu trebuie vorbit. Fă-ți socoteala și treci prin filtrul necesității vorbirea ta. Necesită să spui vorba asta. Sau nu trebuie? Trebuie sau nu trebuie? Să nu ți se spună, dacă ar mai fi să scrie acum, o să-mi scrie în Pavel mie o epistolă. Și să vă cunoască pe câteva dintre dumneavoastră, să spună, ai acolo câteva femei care vorbesc ce nu trebuie vorbit. Sunt lucruri însă care trebuie vorbit. De exemplu, 1 Corinteni 9 cu 16. E vorba de predicarea Evangheliei. Dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, căci trebuie să o vestesc. Asta trebuie. Să vorbească cineva de la amvon în timp cât e slujba, trebuie. Dar nu știu dacă neapărat trebuie să vorbești dumneata în bancă. Chiar dacă spun el, o fac de silă. Uneori trebuie vestită. Și mai întoarceți aici o foaie, ci mai citim un verset cu 23, toate lucrurile sunt îngăduite. Adică gura merge. Dacă ne-ar da Dumnezeu grai numai cum ne dădea Ceaușescu curent cu porția, am vedea noi cum ne-am programat să vorbim numai în orele când ne dă Dumnezeu vorbitor. Dar Dumnezeu te-a lăsat tot timpul să poți vorbi, nu? Dar trebuie să vorbești. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de... E de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Apoi, un alt parametru calitativ, sursa cuvintelor. Noi le dăm mai departe, dar de unde le dăm? Spune Pavel, tot în 1 Corinteni 14 cu 15, mă voi ruga cu Duhul și mă voi ruga cu mintea. Deci noi vorbim din două surse, din minte și din Duh. Cei prin minte am filtrat pe baza înțelepciunii noastre, iar cei din Duh, așa avem noi încredințarea că a venit direct de la Dumnezeu. Asta poate înțelegem, poate nu înțelegem, poate e românește, poate e în altă limbă. La cei din minte depinde de înțelepciunea ce o ai și la cei din Duh depinde de Duhul care e peste tine. Să citim referitor la minte, spune în Proverbe 8 cu 12, eu înțelepciunea am ca locuință mintea și pot născoci cele mai chipzuite planuri. Deci, nu indicat decât să vorbim din astea două surse pentru noi, dintr-o minte înțeleaptă, înțelepciunea se cere de la Dumnezeu și din Duh. Însă este trist, spune 1 Timotei 6 cu 5, zadarnicile ciocniri de vorbe a oamenilor străcați la minte. Unii vorbesc din minte, numai că e străcată mintea. Că și ei din minte vorbesc. Că poate așa și le-au pregătit și o ceartă și niște cuvinte anume, o expunere, poate aiurea. Cu mintea și-o pregătit-o. Dar dacă e străcată mintea, ce să-i faci? Sau poate Duhul care peste el este un Duh rău. Pentru că și în privința Duhului, de exemplu, spune Biblia despre David, a doua Samuel, capitolul 23, cum vorbea el, 2 Samuel 23 cu 2. Duhul Domnului vorbește prin mine și cuvântul lui este pe limba mea. Dar Saul, prin ce Duh vorbea? Duhul care era peste el. Deci, când vine ceva din minte, să vedem, este o minte înțeleaptă? Adică, când a ieșit vorba asta din mintea noastră, înțelepciunea era acasă? Sau nu era acasă? A vizat-o înțelepciunea. Și când a ieșit din Duh, avem încredințarea că e din Duhul lui Dumnezeu? Așa să ne dea Domnul Harul să vorbim. Și în rest, nu te pune nimeni să pui un afiș la stradă dacă nu ai nimic de povestit? Că jamul poate fi și așa, gol, transparent, să se vadă că este marfă sau nu-i marfă în magazin.
Dacă ai marfă de calitate și bună, o pui. Dacă nu, rămâne cu ce este. Un alt parametru calitativ, calitatea conținutului. Ce spui? E minciună sau e adevăr? E vorbă goală sau e plină? Hai să ne uităm puțin la ce spune Biblia în privința aceasta. Proverbe 6:19 vorbește aici despre minciună. Martorul mincinos care spune minciune. Acum, momentul cel mai solemn al cuvintelor poate e la tribunal. Cine își permite să minte la tribunal, pe acasă nu minte și pe stradă? Păi dacă minte la tribunal sub jurământ, pe acasă minte din oficiu. Acolo minte cu delegație. Cât privește minciuna, am inclus aici la minciună toată pleiada de vorbe slabe câte sunt lumea asta. Hai să mai citim câteva versete și să vedem dacă nu cumva ne prindem pe aici. Efeseni, capitolul 5, versetul 6. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe deșarte. Știți cum sunt vorbele astea deșarte? Adică se deșarte dintr-una într-alta. Știți cum? Discută omul de armată. Și în armată își amintește de un coleg și ăsta are o mașină și acum discută de mașina colegului. Dar colegul și-a lovit mașina și acum trece la poliție și la accidente. Dar polițiștii ăștia sunt puțin cu probleme și acum trece la salariul polițiștilor, știi? Adică o deșartă dintr-una într-alta. Vorbe deșarte, știi? Dintr-una într-alta și fără niciun noimă, fără niciun rost. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe deșarte. Apoi, versetul 4. Să nu se audă cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Alte versete. 2 Timotei 2:16. Ferește-te de vorbăriile goale. Adică, ce e o vorbă goală? Vorbă care e o minciună, de fapt. Ferește-te de vorbăriile goale și lumești, căci cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui, dar nu s-a altfel, numai că-s vorbe goale și-s lumești. Ce trist e când ne întâlnim și astfel de discuții se derulează între noi. Ăștia ne cinstesc pe Dumnezeu. Apoi, doar puțin din Cartea Proverbelor, 12:18. Cine vorbește în chip ușuratic, așa ieftin, gratuit, cum se spune, rănește ca străpunzirea unei săbii, dar limba înțelepților aduce vindecare. Și 24:28. Nu vorbi în chip ușuratic împotriva aproapelui tău. Ori ai vrea să înșel cu buzele tale? Deci tot ce ține de minciună, de fățărnicie, de vorbării goale, fără nicio rost, le-am inclus aici, că toate vin de la satan, e minciună. Să nu mai le categorisim așa mai finuț. Lăsați-le toate în oala asta, că toate-s murdare. Dar cât privește adevărul, acesta trebuie să ne marcheze. Și citesc doar din Efeseni 4:25. De aceea lăsați-vă de minciună și de vorbe goale, lăsați-vă de astea. Fiecare din voi să spună aproape lui său adevărul. Luca a scris o carte la Teofil. Dar auziți ce spune el, cum a selectat ce a scris și cum trebuie să selectăm noi ce spunem. 1:4. Să ți le scriu un șir ca să poți cunoaște astfel temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai. Deci ce Luca a dat în scris, mai întâi alții au spus vorbit. Dar ce au vorbit ei cu ce a scris Luca, toate sunt temeinice. Deci vorbele care le transmitem noi, ca să fie adevăr, trebuie să fie temeinice. Adică să aibă o bază solidă. Ești încredințat pe ce spui, e adevăr, e verificat. Dacă e adevăr și e temeinic, spune mai departe. Și spune tot în Proverbe, în privința faptului că trebuie să vorbim numai ce e temeinic. Proverbe 22:20. N-am așternut eu oare în scris pentru tine sfaturi și cugetări? Ca să te învăț lucruri temeinice, cuvinte adevărate, ca să răspunzi cu vorbe adevărate. Iată în ce constă adevărul, în ceva ce e temeinic, ceva ce e clar și lămurit și rămâne în picioare și acum și pentru toată veșnicia. O altă latură calitativă, o amintim întreagăt, forma exprimării. Domnul Iisus vorbea foarte mult în pilde și scrie Biblia că uneori nu le vorbea fără pildă. Sunt lucruri care trebuie să le vorbești în pilde, cum spunea un frate, ci vorbesc cu înțelepciune. Nu poți să le spui pe direct. Dacă Domnul Iisus a procedat așa, trebuie să procedăm și uneori, este clar. Însă, sunt cazuri când trebuie să spui direct. Și chiar Domnul Iisus, despre El citim lucrul acesta în Ioan capitolul 11, le-a vorbit în pildă despre Lazar. Zice, Lazar, prietenul nostru, dorme. Dar spune aici versetul 13, Iisus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că
vorbește despre odihna căpătată prin somn. Atunci le-a spus pe față: Lazar a murit. Și mai întoarcem la capitolul 16 cu versetul 25. V-am spus aceste lucruri în pilde. Uneori trebuie vorbit în pilde. Cine pricepe, pricepe, cine nu, nu. Vine ceasul când nu voi mai vorbi în pilde, ci voi vorbi deslușit. Și versetul 29, iată că acum vorbești deslușit și nu spui nicio pildă. Deci să știi când te înțelegi cu Iisus. El când spunea pilde și când spunea pe față. Știți că despre farisei au tot spus la pilde. Un om avea o vie, unul așa. Dar într-o zi le-au spus așa direct: vai de voi, știți cum vă cheamă? Și i-au dat cu numele. Deci când în pilde, când pe față. Și un ultim parametru calitativ: tonul cuvintelor. Dulce, adică blând, oficial sau dur și răutăcios. Primele două și pentru pocăiți, al treilea numai pentru nepocăiți. Mai le-au și ei pe astea două, ei le-au trei, noi n-avem numai două forme, numai două poziții. Primul a vorbit blând. Și se spune în Proverbe 15:1, o vorbă aspră, atât să mânia, dar o răspuns blând, o potolește. Nu, ni se pare uneori că dacă cineva strigă tare, să strigăm noi numai un pic mai tare ca el, că tu să stânge. Ei, pe benzină n-arunca apă. Trebuie altceva. Altfel este recomandabil să faci acolo. Și asta este în general pentru noi blândețea. Spune Iacov 3, unde e vorba de tovarășa limbă, cine-i priceput să-și arate vorbele cu blândețea înțelepciune. Înțelepciunea care vine sus e pașnică, blândă, ușor de duplecat, maleabilă. O limbă dulce, spune în cartea Proverbelor, că zdrobește oase. Foarte fin lucrează. Și citim aici în 2 Timotei 2:24, robul Domnului trebuie să fie blând, plin de o gățuire răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, numai așa fin, foarte blând. Și despre Domnul Iisus spune în Isaia că o limbă iscusită ca să fie ca un balsam de vindecare. Sunt momente și situații în care trebuie să vorbim oficial, adică să fim categorici, un ton de voce normală, o vorbire oficială. Și despre aceasta citim în Biblie sau când cineva prorocește, de exemplu. Eu am luat doar un exemplu din multele care sunt. De exemplu, Ilie a vorbit și a spus așa: Dio este Domnul Dumnezeul lui Israel, cărui tăuștilor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rou, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Cum credeți că a spus așa, plângând? Cred că nici răutăcios, nici să creadă că glumește. Ce a spus oficial, ca în numele Domnului. De exemplu, Biblia recomandă Noul Testament, de exemplu, Titul 1:13, muștră aspru. Ei, poți să-i mustri așa plând? Nu se poate mustra plând, ci trebuie o mustrare oficială. Adică un ton normal, un ton categoric, nu marcat de mânie și nu marcat de strigăte, dar oficial. Și mai amintim ce spune Pavel în 2 Timotei 4:2, că robul Domnului îi spune acolo mustră, ceartă, îndeamnă, sfătuiește cu toată blândețea, învățătura. Deci aceste două forme trebuie să le îmbinăm: maleabil, cu blândețe, sau oficial. Astea două sunt pentru noi. Mai este a treia, care e numai pentru lume. Am citit din 1 Timotei 6:5, zadarnicele ciocniri de vorbe. Când se ciocne, se ceartă. Sau imaginați-vă când venea Goliat și striga, cum o fi strigat? Nu cred că a vorbit Goliat oficial să spună: m-am prezentat înaintea dumneavoastră și vă rog să-mi dați un om cu care să ne batem. Vă imaginați pe ce ton de răutate a spus el? Asta nu-i specific creștinilor. Deschideți la cartea Faptele Apostolilor. Spune Biblia aici în Fapte 24. Vedeți, unii sunt mai tăcuți. Cu ăștia nu-i prea mare problemă, dar sunt unii care din făcut îți bun de gură. În 24:1 spune așa: după 5 zile a venit marele preot Anania. Ăsta era în slujbă, dar se pare că nu-i umbla gura așa bine, după cum era scaunul. Cu un vorbitor, avocat și-o fi fost, nu știu, numit Tertul. Cum știa ăsta să vorbească, Tertul ăsta? Ce vorbitor era! Ăsta era un specialist al vorbelor și cum știa să le pună. Imaginați-vă cum i-a spus acesta prealesule Felix și cum își alegea el cuvintele. Poate nici n-a avut scrisă dinainte această prelegere ce a avut el, această cuvântare. Dar tot în Fapte citim în 18 de un altul care iar era bun vorbitor. E vorba de Apollo. 18:24.
Omul acesta avea darul vorbirii și era tare în Scripturi. El era învățat în ce privește calea Domnului, avea un duh înfocat și vorbea și învăța amănunțit. El lui era dat să vorbească. Dar cât era el de bun vorbitor, tot a mai trebuit să-și corecteze vorbirea. Și Aquila și Priscila l-au băgat puțin la retușat. Un singur model ideal am din Biblie să vă dau. Modelul ideal este Domnul Iisus. Știți, am vorbit noi despre tăcere, despre forme ale vorbirii. Spune în Isaia 53, ca un miel, ca o oaie, nu și-a deschis gura. Numai cine știe să tacă știe vorbi, ceilalți nu știu. Dar auziți cum vorbea Domnul Iisus? Citesc din Ioan 12. Până unde ar trebui să ajungă desăvârșirea noastră în vorbire? Să nu mai greșim în vorbire. Greșim și în rugăciune și în slujbă, să nu mai vorbim în viața asta de zi cu zi. Ioan 12:49, o zici ce spune Biblia despre Domnul Iisus. El a spus, căci eu n-am vorbit de la mine însumi, ci Tatăl care m-a trimis, El însuși mi-a poruncit ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Adică exact ce am învățat noi până acum, ce să spui și cum să spui. Așa am putea deduce din acest verset că Iisus fiecare cuvânt l-a primit pe bandă imprimat de la Tatăl și tonul, cum să-l pronunțe. Până acolo ar trebui să meargă exigența noastră în vorbire. Domnul să ne dea harul acesta. Vedeți, spune Pavel în 1 Corinteni 4:20, împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe. Vorbire este multă, dar cum e vorbirea asta? Că unii vor zice în ziua aceea, de zis poți zice, Doamne, noi am făcut așa și așa. Să fim atenți la vorbirea care o spunem și la cea care o auzim. Și să luăm drept model pe Domnul Iisus Hristos. Despre El am spus ceea ce spune Biblia în cartea profetului Isaia. Uitați ce spune în cartea Proverbelor. Proverbe 18 cu versetul 20. Din rodul gurii îți satură omul trupul, aci pe pământ trăiești după guruța ta. Și din venitul buzilor se satură. Moartea și viața sunt în puterea limbii. Aici e puterea. Oricine o iubește, îi va mânca roadele. În Apocalipsa 12 scrie că ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirilor. Roman 10:10. Prin mărturisirea cu gura se ajunge la neprihănire. Deci băgați de seamă, împărăția nu stă în vorbe, dar prin vorbe ajungi. Diferență între vorbe și vorbe. Ca și între fapte și fapte. Să ne dea Domnul harul ca vorbirea noastră să fie una plăcută lui Dumnezeu. Dacă lumea are gura ei și fiara avea o gură care vorbea în felul ei, spune Biblia în Apocalipsa 13, atunci în Roman 15 spune Pavel despre noi cu o inimă și o gură, adică tot să vorbim la fel, slăvindu-L pe Dumnezeu și așteptând împărăția sa. Domnul să vă sfințească gura, să-și atingă, dacă e cazul, cărbunile Lui, de limba noastră, de buzele noastre, ca de acum încolo niciun cuvânt străcat să nu ne mai iasă din gură. Și dacă ne-o mai umbla câte unul prin minte, acolo să stea până să înnădușe. Dar afară să nu mai iasă cu desăvârșire. Și pe gura noastră să iasă numai laudă pentru Domnul, dacă suntem plini de Duh să vorbim mult, dacă nu în măsura plinătății și dacă nu să lăsăm pe Dumnezeu să vorbească. Că uneori și natura, spunem Psalmul 19, că ea tace din gură, dar vorbește frumos despre Dumnezeu. Soarele și universul întreg, a Domnului să fie slava în veci. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.